Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Gazul s-ar putea scumpi în această toamnă cu până la 35%. Moldova Gaz va expedia în curând o cerere de majorare a tarifului către ANRE. Peste 1000 de cazuri noi de coronavirus să ne înregistrăm astăzi. În doar două instituții medicale din Chișinău mai sunt locuri libere pentru pacienții COVID. Din octombrie, alocațiile pentru veteranii de război vor fi majorate cu până la 550 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost pregătit de PAS. Iar în Rusia au început alegerile parlamentare care vor dura 3 zile. Astăzi, mai mulți angajați ar fi fost impuși să iasă la vot. Moldova Gaz va cere în curând de la ANRE o majorare cu 35% a prețului la gaz. Șeful instituției afirmă că în prezent au loc negocieri cu Gazprom în ceea ce privește prelungirea contractului care expiră luna aceasta. Vadim Ceban susțin că majorările vin din cauza creșterii prețului la gaz pe piața internațională. În cazul în care noi prelungim contractul și în cazul în care se aprobă noua metodologie a agenției pentru calcularea prețului de furnizare a gazelor naturale, vorba de până la 6 lei, de la 4,20 până la 6 lei. Aceste majorări sunt necesare, așa cum și pe piața internațională prețul la gazele naturale s-a scumpit, explică șeful Moldova Gaz. Vadim Ceban afirmă că negocierile cu Gazprom sunt pe final și că cel mai probabil până la începutul sezonului rece contractul care expiră la sfârșit de septembrie va fi prelungit. Potrivit directorul instituției, la negocieri participă și guvernul, iar ministrul economiei, Andrei Spânu, ar urma să aibă o discuție cu șeful de la Gazprom și pe alte subiecte. Avem de discutat inclusiv ce ține de implementarea pachetului energetic 3, avem problema datorilor. Conform datelor oficiale, aprovizionarea cu gaze în Europa, spre exemplu, este mai slabă în acest an decât de obicei. În prezent, pe continent, sunt depozitați doar 76 de miliarde de metri cubi de gaz, cu 18% sub media din ultimii 5 ani. Din luna octombrie, Republica Moldova va fi pregătită să primească gaz prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău. Ministrul Infrastructurii spune că lucrările de pe partea țării noastre sunt finalizate. Conectarea la acest gazoduct va oferi Republicii Moldova o alternativă la unica sursă de aprovizionare cu gaz, Rusia. Pe partea Republicii Moldova toate lucrările au fost finalizate. Astăzi am mai avut o discuție cu directorul Transgaz România, care mi-a confirmat că la început de octombrie va fi finalizat și toate lucrările pe partea României. Andrei Spânu precizează că dacă lucrările pe partea României vor fi finalizate la timp, la mijlocul lunii octombrie gazoductul va fi deja funcțional, iar țara noastră va fi gata să primească gaz prin conducta Iași-Chișinău. Conectarea la această conductă este un pas important, menționează ministrul, subliniind că în acest mod consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaze. Ceea ce încercăm noi să facem este să creștem nivelul de competiție pe piața gazelor, astfel ca să putem obține cel mai mic preț. Despre prețurile la gaz care va fi importat din România, ministrul spune că încă este devreme de vorbit, pentru că urmează negocieri între ambele părți. Acum, Republica Moldova este dependentă 100% de livrările de la Gazprom. 1042 de cazuri noi de coronavirus înregistrăm astăzi, iar 9 persoane au murit răpuse de boală. Din cauza numărului de infectări în creștere, România a inclus Republica Moldova în zona galbenă de risc epidemiologic ridicat. Totuși, restricții noi nu au fost impuse. Așadar, moldovenii care vor să intre în România trebuie să prezinte în continuare certificatul de vaccinare, un document care să ateste prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID pentru a evita carantina. Măsura aprobată astăzi intră în vigoare pe data de 19 septembrie. Situația devine dramatică în spitalele din Chișinău. În doar două instituții mai sunt locuri libere pentru a interna pacienți infectați cu coronavirus. Medicii au intrat din nou în ritmul de anul trecut, când munceau sub presiune, dar cu dedicație și dorința de a salva cât mai mulți bolnavi. Presiunea
respirații adânci într-un capăt de secție, suspine într-un alt colț al pavilionului și sunete stringente ale aparatelor medicale răsunau astăzi în pavilionul numărul 2 de la Moldexpo. De dimineața acesta era deja neîncăpător. Este trecut de ora amiezii, dar medicii încă aleargă echipați de la pacient la pacient pentru a verifica starea acestora. La intrarea în fiecare salon improvizat stă un concentrator de oxigen. Medicii spun că acum majoritatea pacienților care sunt internați vin deja cu o formă gravă a bolii. În acest pavilion sunt 18 locuri de terapie intensivă care acum toate sunt ocupate, iar pacienții sunt dependenți de oxigen. Aici, în departamentul de terapie intensivă, am zărit un bărbat slăit de puteri, care abia de mai respira și care era hrănit de o asistentă medicală. Pievrusina Kafka am găsit-o pe patul său, în salonul de 4 persoane, iar alături concentratorul de oxigen. Femeia spune că stă de mai bine de 2 săptămâni internată. Boala a luat-o pe neprins de veste, povestește ea. A început cu o febră simplă, cu tratament acasă, după care a ajuns aici, unde a aflat că plămânii deja sunt afectați. S-a mai agravat 40% și a trecut o perioadă foarte slăbășiuni, gust de mâncare nică, amăreală. Mai scurt ceva strașnic. Spune că are probleme oncologice și nu este vaccinată, iar asta îi intensifica și mai mult teama că mâine nu ar mai putea să-și vadă îngerul în costum de cosmonaut. Ne era greu să respir, ne scădie saturația asta. Bă, dar prosti domnul de sus, că pot să mă duc până la viceu, că nici la viceu nu mă duci. La câteva saloane distanță așteaptă cu nerăbdare externarea o altă pacientă care timp de 10 zile a încercat flămând să respire cât o țin plămânii. Femeia cu greu își stăpânea emoțiile când își amintea prin ce coșmar a trecut în aceste zile. Sunt internată de 10 zile. Mă simțeam foarte bine. Mă gătesc pentru externarea acasă. Să-mi arătați că așa am emoții. Vreau să vă spun, doamna Violeta, e un medic foarte bun. Medicii de la centrul Moldexpo spun că zilnic sunt aduși 10 de pacienți, iar uneori angajații medicali nu au timp nici pentru a merge la baie. Avem 364 de pacienți. Majoritatea din ei sunt pacienți COVID confirmați deja, având testul pozitiv. Sunt pacienți atât în stare medie, dar un număr foarte mare sunt pacienți în stare gravă. Elena Bivol precizează că au rămas locuri limitate la centrul COVID. Unica instituție care astăzi mai poate interna pacienți confirmați este Spitalul de Ftiziopneumologie, unde sunt doar 6 paturi libere din cele 150 activate la începutul lunii. Ministerul Sănătății anunță că mâine va fi activat și Spitalul Arhanghel Mihail, unde sunt disponibile 300 de paturi. Totuși, acestea vor fi activate treptat. Guvernul Ungariei și NATO au donat țării noastre 20 de ventilatoare de respirație asistată pentru a restabili și trata pacienții cu COVID. Valoarea lotului ajunge la 1,4 milioane de euro. Aparatele medicale vor fi distribuite în secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din țară. Ajutorul a ajuns la noi după ce Moldova a trimis o solicitare în acest sens către Centrul Euroatlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre al NATO. De la începutul acestui an, țara noastră a recepționat 3 loturi de echipamente medicale prin intermediul acestei organizații. Italia a devenit prima țară din Europa care face obligatoriu certificatul COVID pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua măsură prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajații din sectorul public, dar și din cel privat. Măsura va fi implementată din 15 octombrie și va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului. Certificatele verzi vor deveni obligatorii pentru toți salariații, fie că sunt din sectorul public, fie că sunt din sectorul privat. O facem pentru două motive esențiale: să facem aceste locuri de muncă sigure și pentru ca a noastră campanie de vaccinare să fie și mai puternică, a spus Roberto Speranza, ministrul italian al sănătății. Așadar, toți salariații italieni vor trebui să dovedească faptul că sunt vaccinați, că au trecut prin boală sau că au un test negativ recent la virus. Doar pensionarii și cei neangajați vor fi excluși de la regula certificatului obligatoriu. Cei care nu prezintă un certificat COVID valid vor fi suspendați 5 zile de la lucru fără plată, însă nu vor putea fi concediați. Cei nevaccinați ar putea fi amendați cu până la 1500 de euro. The Green Pass is an important tool to deal with this serious situation. Quindi una grave situazione del genere ha bisogno. In such a serious situation, we need effective solutions. In my opinion, it is not fair because I'm a free citizen. I can decide whether or not to get a green pass. When there is an obligation, longer live in a democracy, but in a dictatorship,
So I do not agree. Senatul italian a votat în mod covârșitor pentru noua măsură. 189 au votat pentru, 32 împotrivă, iar 2 s-au abținut. Italia a fost prima țară occidentală în care a apărut noul coronavirus, înregistrând peste 56.000 de decese asociate cu COVID-19 de la izbucnirea pandemiei în februarie 2020 și fiind al doilea cel mai afectat stat din Europa în ceea ce privește numărul de decese după Marea Britanie. Băiatul care iarna trecută a alergat în galoși 12 km alături de sportivi profesioniști a primit în dar o casă. Pentru cei care spun că sportul nu are viitor în Moldova. Aici fi casa lua de mama, de comunitatea lui mama. Aici e camera mea și aici e oglinda mea. Cum arată locuința și cine stă în spatele visului împlinit, aflați în câteva clipe la știri. De la 1 octombrie, veteranii de război vor primi alocații mai mari. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat astăzi de deputații de la PAS. De la 1 octombrie, alocațiile pentru persoanele cu dizabilități vor fi majorate cu 550 lei pe lună. Pentru veteranii care au luptat în Afganistan, pentru soții supraviețuitori, alocațiile urmează a fi majorate cu 250 de lei. Astfel de majorări vor beneficia participanții la cel de-al doilea război mondial, la războiul din Afganistan, participanții la lichidarea avariei de la Cernobâl și veteranii conflictului de pe Nistru. Beneficiari sunt peste 30.000 de oameni. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie votat în Parlament. Mai scumpă decât anul trecut și de negăsit în magazine, deja de 2 săptămâni. Vorbim despre hrișcă, produsul pe care țara noastră îl importă în mare parte. Potrivit Ministerului Agriculturii, importul de hrișcă a scăzut din cauza că Rusia a impus taxe la exportul de cereale. Autoritățile însă spun că nu există o criză a acestui produs și că în viitorul apropiat, hrișca urmează să apară din nou pe rafturile magazinelor. Alina a pornit la piața centrală pentru a face cumpărături. În lista ei se regăsea și hrișca, de care era cât pe ce să uite. Să minte de hrișcă, m-am pornit și eu după ea și am uitat. Știu că este un butic aici, permanent găseam. Chiar mă duc să verific. Când am venit din vacanță, că era 30 ceva de lei kilogram. Cum vă pare prețul ăsta? Scump. Noi luăm cu 19. Și oricum o să luăm. Copiii fără hrișcă nu pot. Ajuns la piața centrală, ne-a luat minute bune până am găsit acest produs. N-aveți? N-avem. Dar de câte zile nu aveți? N-avem de mult. Iar eu luni am primit schimbul, nu era hrișcă. Nu este la moment. Ultimele 5 pachete de hrișcă le avea aranjate pe masa această femeie, iar 2 dintre ele au ajuns în punga acestei cumpărătoare. Сказали, что Россия запретила ввоз, а Украина вроде бы как будто поставила лимит и прислали. Позавчера приехала машина, там немного так гречки и все. Managerii a 3 magazine alimentare din oraș ne-au povestit că de mai bine de 1 săptămână hrișca lipsește de pe rafturi, iar prețurile variază de la 22 până la 30 de lei. Aproximativ o lună de zile, furnizorul deja nu ne mai poate asigura cu stocurile suficiente. Săptămâna trecută, din 50 de pachete, compania a putut să ne asigure doar cu 10 pachete am avut de hrișcă. Respectiv, ele s-au vândut în decurs de o zi. Un alt magazin, aceeași situație. Hrișca este de negăsit și pe rafturile acestui magazin de pe strada Albișoara deja de 1 săptămână, ne-au spus lucrătorii. Produsul este importat din Rusia. Prețurile au rămas în continuare afișate, așadar 1 kilogram costă 52 de lei, cam cât costă 1 kilogram de carne la piață. Potrivit Ministerului Agriculturii, cei mai importanți importatori de hrișcă sunt Federația Rusă și Germania, iar lipsa acestui aliment este rezultatul interdicțiilor puse de ruși la export. Cât despre cantitatea de hrișcă importată, până la final de an va fi cam aceeași ca și anul trecut. Depinde de piață. În Federația Rusă, în anul 2020, a impus taxa la exportul majoritar de cereale, dintre care și hrișca. Prețul a mărit semnificativ în regiune. Nu este atractiv și nu este rentabil. Eu cred că mai este în depozit și eu cred că nu este o alarmă. Despre motivul scumpirilor, autoritățile ne-au spus doar că este politica internă a pieței și a rețelelor mari de magazine, iar ei nu pot interveni. S-a scumpit energie electrică, s-a scumpit combustibilul, tot la nivel regional, tot la nivel mondial. Deci este o tendință oarecum normală. În Republica Moldova, hrișca se cultivă pe suprafețe reduse, mai exact câteva sute de hectare. Motivul ar fi investițiile mari și condițiile specifice necesare acestei culturi. A fost dat start alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat din Rusia, care se vor desfășura timp de 3 zile. Presa independentă din Rusia a scris că bugetarii din mai multe orașe au fost obligați să iasă la vot în prima zi a alegerilor, așa că la birourile electorale din acele regiuni s-au format cozi uriașe.
Aceste imagini au fost surprinse la un birou electoral din Krasnoyarsk. Postul de televiziune TV Rain din Rusia a scris că bugetarii au fost obligați de șef să iasă la vot în prima zi de scrutin și să voteze până cel târziu la ora 17 pentru ca cei din conducere să aibă cât mai mult timp să-i mobilizeze pe angajații care nu au urmat indicațiile. Între timp, stafful lui Alexei Navalny a anunțat că toate aplicațiile digitale pe care ei le folosesc în această campanie au fost blocate. Acum două zile, echipa opozantului rus a publicat o listă de candidați, în mare parte reprezentanți ai Partidului Comunist, și și-a îndemnat susținătorii să-i voteze în cadrul proiectului Votului Inteligent. Opoziția se așteaptă și la alte încălcări în următoarele trei zile. Astăzi dimineață, televiziunile de stat anunțau că toate secțiile de vot au fost deschise fără încălcări. Startul alegerilor a fost dat de șefa Comisiei Electorale din Rusia, care a menționat că va fi o luptă strânsă. Некоторые избиратели нас получат до 9 бюллетеней. Вот такая сложная, интересная, жаркая кампания. Întrucât în Rusia sunt 11 fusuri orare, regiunile Kamchatka și Chukotka din Orientul Îndepărtat au fost primele în care s-au deschis secțiile de vot. Aflat în izolare, după ce zeci de persoane din anturajul său s-au îmbolnăvit de coronavirus, Vladimir Putin va vota online, a anunțat purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov. 225 de deputați care candidează pentru un loc în Duma de Stat, Camera Inferioară a Legislativului Federației Ruse, vor fi aleși în baza listelor de partid, iar restul prin vot uninominal. În Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare pentru alegerile legislative pentru Duma de Stat, cel mai mare număr de birouri deschise într-o țară străină. Câte o secție va funcționa la Chișinău, Comrat și Bălți, iar restul 27 au fost amenajate în regiunea separatistă transnistreană. Alegerile parlamentare din Rusia ar putea servi drept platformă pentru mânia rușilor față de economia slabă a țării, față de reprimarea opoziției de către guvernare și a gestionării proaste a pandemiei de coronavirus. Acest scrutin electoral este considerat foarte important, pentru că este pentru prima dată când opoziția are șanse să câștige un număr considerabil de mandate. Totuși, se așteaptă ca partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unită, să găsească pârghii pentru a deține în continuare controlul asupra Dumei de Stat. În timp ce încearcă să năbuce opoziția și mass media independente, Kremlinul are o misiune foarte importantă la aceste alegeri și anume de a le câștiga fără a provoca proteste, așa cum s-a întâmplat după scrutinul din 2011, când în stradă au fost contestate numeroasele fraude electorale. Asta în contextul în care o mare parte din populația rusă este extrem de dezamăgită de partidul de la putere, lucru care se vede și în sondaje. Studiile realizate de instituțiile neafiliate puterii arată că mai puțin de 30% din numărul de respondenți ar vota pentru formațiunea lui Putin. Opozanții de top ai guvernului, printre care Alexei Navalny și Dmitri Gudkov, au fost arestați sau exilați din țară, iar cei rămași sunt boicotați prin diferite metode. Unul dintre cele mai emblematice cazuri de boicot este cel al lui Boris Vișnevski, candidatul care s-a pomenit că are două sosii în această cursă electorală. Doi contracandidați și-au schimbat numele în Boris Vișnevski, dar și înfățișarea, pentru a aduce în eroare alegătorii. Один был Виктором Быковым, а другой был Алексеем Шмелевым. Они официально поменяли свои имена и фамилии на мои. Principalul concurent al Partidului Rusia Unită la acest scrutin sunt comuniștii, care au și susținerea opozantului rus Alexei Navalny. Formațiunea, considerată de mulți o opoziție de buzunar, a crescut în sondaje în ultimele săptămâni cu cel puțin 19%. Pentru a-și menține actuala majoritate constituțională, Rusia Unită, care deține 336 de mandate din 450, partidul se va baza pe victoriile obținute în circumscripțiile uninominale, 225 la număr. Pentru a atrage cât mai multe voturi, Rusia Unită a înscris la Moscova candidați din inițiative populare. Vladimir Putin a împărțit prime generoase printre militari și familiile lor, iar guvernele locale oferă apartamente, mașini și certificate de cadou celor care se înscriu pentru a vota online. În loc de mașini de serviciu, două roți și o cască, polițiștii din 5 localități vor patrula pe străzi, pedalând pe biciclete. Vor face echipă cu mai mulți voluntari care astăzi au testat bicicletele. Ce misiune vor avea? Aflați în jurnal. Vremea se răcește brusc, iar meteorologii au emis cod galben de îngheț. Astfel, săptămâna viitoare, minimele vor ajunge până la minus 3 grade în timpul nopții. Ziua, mercurul în termometre nu va depăși 15 grade. În acest weekend ne vom bucura de temperaturi de până la 25 de grade, dar sunt prognozate ploi.
După ce a alergat în galoși 12 km alături de atleți și a câștigat simpatia întregii țări, Vitalie și familia lui au primit în dar o casă. Pasiunea pentru sport i-a împlinit cele mai mari visuri de a avea propria sa cameră, dar și Adidas pentru alergat. Totul a fost posibil datorită donatorilor din Moldova și diaspora. Pentru cei care spun că sportul nu are viitor în Moldova. Îmbrăcat în haine subțiri și alergând îngălțat în galoși, așa a fost văzut prima dată Vitalie. De atunci viața lui s-a schimbat radical. Ne bucurăm de casă, că avem o casă unde dormim și unde trăim. Visa la o pereche nouă de Adidas și la o casă. Dacă prima dorință s-a îndeplinit rapid, a doua a devenit realitatea acum o lună. Familia a primit cheile de la noua locuință, a cărui proprietar este Vitalie. Aici e beciu. Aici e tot cufnii. Am făcut mâncare. Borș. Aici e casa luată de mama, de comunitatea lui mama. Aici e camera mea și aici e oglinda mea. Noua casă este una spațioasă, cu mobilier, televizor și paturi pentru fiecare. Asta pentru că până acum familia se înghesuia în două camere și mai mulți copii pe un pat. Aici doar e frățiorul mai mic. Până nu demult, băiatul și familia sa locuia într-o casă din același sat, Câșlița Prut, din raionul Cahul, oferită de autoritățile de la primărie. Sărăcăcioasă, cu geamuri găurite și cu multe lipsuri. Aici se încălzește de la plită în calidor și noi facem în calidor, bai, să nu facem în casă apă. E toaleta noastră, aici țărmele unii punem. Pe lângă casa cea nouă, copiii au mai primit alimente, haine și încălțăminte, ceea ce a așezat mai multe zâmbete pe fețele lor, pentru că acum sunt mai îndestulați. Ca doar dulciuri, haine, încălțăminte. Le mulțumim foarte mult donatorilor. Casele-s bune, ați mai muncit și noi. Astăzi băiatul a încălțat o pereche nouă de Adidas, însă ne-a spus că mai păstrează galoșii care l-au făcut faimos. Visul lui de a deveni un sportiv de performanță a rămas la fel de puternic, așa că zilnic se antrenează și aleargă pe terenul din preajma școlii. Mai ales că urmează curând un nou maraton, ne-a spus băiatul. Ați văzut că a fi pe 15 la Cahul luna viitoare. În urma participării sale la ultramaratonul Rubicon din această iarnă, donatorii din Moldova, dar și de peste hotare, au adunat în jur de 100.000 de lei pentru casa băiatului. Fără să fie în componență de plină, noi membrii ai CEC au ales astăzi președintele comisiei. Angelica Caraman va deține această funcție, fiind propusă de către un alt membru CEC, Pavel Postica. Vom munci cot la cot ca să îndreptățim așteptările și să asigurăm o activitate așa cum este prevăzută în codul electoral, precum trebuie să fie Comisia Electorală Centrală independentă, imparțială și care are prin menirea sa să asigure un proces electoral corect. Anterior, Caraman a fost șefa Direcției Management Alegeri al CEC. Ieri, Parlamentul a aprobat numirea 5 membri ai Comisiei Electorale Centrale, toți propuși de PAS. La următoarea ședință a legislativului ar urma să fie aleși 3 candidați desemnați de opoziție. Mandatul membrilor CEC este pe un termen de 5 ani, iar în componența acestuia sunt 9 persoane. După ce Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în cazul grupului Petrenco, acuzat de dezordini în masă după protestul din 2015 în fața Procuraturii Generale, instituția și-a retras astăzi învinuirile și și-a cerut scuze. Grigore Petrenco, condamnat la închisoare, dar care a fugit în Germania unde a primit azil politic, a spus că decizia Procuraturii este întârziată. Renunțarea integrală la învinuirea adusă inculpatului Petrenco Grigore Vladimir să fășire infracțiunile prevăzute de articolul 185 alineatul 1. În cadrul ședinței de astăzi, procurorul a renunțat și la acuzațiile aduse celorlalți 6 membri ai grupării. Petrenco, condamnat în 2017 la 4 ani și jumătate de închisoare pentru dezordini în masă, se află acum în Germania, unde a primit azil politic. El a spus că decizia CEDO e una corectă și că procuratura a reacționat prea târziu. E bine mai târziu decât niciodată, dar îmi pare rău că au avut nevoie de 6 ani, tocmai 6 ani de zile, ca să înțeleagă că în acest dosar nu există nicio dovadă și nicio probă și toate învinuirile au fost fabricate. Și ceilalți 6 membri ai grupării s-au arătat mulțumiți de decizia Procuraturii Generale. Noi regretăm că pentru a atinge dreptate în Republica Moldova, încă o dată a trebuit implicarea partenerilor internaționali. Externi.
Și bineînțeles, noi considerăm că decizia Procuraturii Generale este una logică, dar totodată totuși întârziată. Fiecare dintre inculpați va primi o compensație bănească din contul bugetului de stat de la 7 până la 10.000 de euro. Noi salutăm ordonanța acuzatorului de stat, deci o apreciem pozitiv. Este regretabil că Republica Moldova ca stat este condamnată de Curtea Europeană, dar salutăm soluția judecătorilor europeni. Grigore Petrenko și alte 6 persoane au fost reținute în septembrie 2015 în urma unui protest în fața Procuraturii Generale. Atunci aceștia s-au încăierat cu forțele de ordine, iar 6 polițiști au fost răniți. Cei 7 au fost deținuți timp de 4 luni și jumătate în penitenciarul numărul 13 și, aproximativ pentru aceeași perioadă de timp, s-au aflat în arest la domiciliu. În perioada în care aceștia se aflau în arest la domiciliu, ei au fost forțați să poarte brățări electronice, pe care trebuiau să le încarce la fiecare 5 ore. Pe 14 septembrie, CEDO a condamnat Republica Moldova și a dispus ca guvernul să achite acestora 63.750 de euro în calitate de prejudicii morale pentru violările comise. La patrulare, pedalând, polițiști din 5 localități din țară iau exemplul colegilor de la Chișinău și vor asigura ordinea publică pe două roți, ajutați de mai mulți voluntari. Fără pista amenajată și drumuri pe alocuri impracticabile, polițiștii sunt convinși că își vor încheia misiunea cu succes. Începând de săptămâna viitoare, polițistul Victor Iurcu și voluntara Tatiana Pănuță vor patrula pe biciclete în orașul Sângera. Ați mai mers până acum pe bicicletă? Desigur că și fiecare persoană în copilărie. Fiecare va avea misiunea sa. Tatiana va merge cu bicicleta prin oraș, fiind atentă la nereguli, precum acte de vandalism, deșeuri aruncate la nimereală sau conflicte între localnici. Imediat va transmite informația polițistului de sector, care tot pe bicicletă va veni la fața locului. Economisești și combustibil și nu folosește decât mașinile de zi cu zi, care poluează chiar și aerul și totodată ajută, cred, și la sport. Urcați pe biciclete și voluntarii și polițiștii vor purta cască. Vehiculul pe două roți este modern, așa încât cei implicați se poate deplasa pe drumurile cu gropi sau pietriș. Bicicletele sunt dotate cu multe viteze, cu amortizatoare foarte bune, care cred că gropile le vom depăși ca cu o mașină 4x4. Serviciul de patrulare pe bicicletă va fi lansat în 5 localități: Sângera, Dobrogea, Revaca, Floreni și Chietrosu. Cei 5 polițiști și voluntarii implicați în proiect au fost astăzi instruiți și au testat bicicletele. În timp ce unii mergeau bine pe ele, alții au pierdut echilibrul. Pentru a pune pe roți proiectul au fost cumpărate 16 biciclete, iar banii au venit din partea Fundației Soros Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Au fost aleși toți parametrii pentru a putea patrula în sate, pentru ca să nu se defecteze în timpul patrulării. Chiar și din feedback-ul colegilor de la IGP, dumnealor au zis că sunt calitative. Inițiativa acestui proiect aparține Asociației pentru Motivație și dezvoltare comunitară din Sângera. Dați să ajutăm totuși polițiștii de la noi din localitate, ca să încercăm cât mai mult să transmitem mesajul în populație la noi din localitate, să înțeleagă ce este lucru polițienesc. Nu este scopul de a sancționa pe cineva, scopul proiectului este de a aduce poliția mai aproape de locuitori. Proiectul va dura până în decembrie, apoi bicicletele vor rămâne în posesia sectoarelor de poliție și asociației de voluntari. Pentru prima dată în țara noastră, serviciul de patrulare pe biciclete a fost implementat în capitală în 2017, iar ulterior tot mai multe localități au preluat exemplul. Surpriză pe scena Masked Singer România, sub costumul lui M.O.G. se ascundea o altă mască.
Detectivii au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Carlos Dreams. Vă arătăm mai multe imagini de la ediția de aseară în câteva minute la știri. O amplă operațiune de căutare a fost demarată în regiunea Voronezh din Rusia. Un individ care este suspectat că ar fi ucis o femeie și doi copii, după care a aruncat în aer o secție de poliție din zonă cu ajutorul unor bombe artizanale, este căutat de poliție. Momentul în care suspectul pune explozibilul pe ușa inspectoratului a fost filmat de camerele de supraveghere, iar oamenii legii avertizează că individul este extrem de periculos. Din imaginile filmate de camerele de supraveghere se vede cum un bărbat îmbrăcat în vest antiglonț și cu o cască pe cap se apropie de intrarea în inspectorat și montează un dispozitiv explozibil pe ușă, după care îl detonează. Doi polițiști erau de gardă în acea seară, iar unul dintre ei este rănit la un picior în urma deflagrației. După câteva secunde are loc o altă explozie. Individul care, conform înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, a venit la fața locului cu un automobil de marca Niva, ar fi dispărut, iar acum este căutat de toată poliția din regiune. Oamenii legii din Rusia afirmă că, înainte de acest atac, bărbatul și-ar fi omorât vecina și pe cei doi copii ai acesteia, în urma unui conflict izbucnit între ei. Polițiștii ruși afirmă că identitatea suspectului a fost stabilită și că acesta era angajat într-o companie de securitate privată. Alte detalii nu au fost oferite. O porțiune dintr-un pod aflat în construcție s-a prăbușit în orașul Mumbai din India, într-o zonă unde sunt clădiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au suferit răni ușoare, fiind vorba de muncitori de pe șantier. Răniții au fost duși la un spital din apropiere, iar la fața locului au intervenit imediat polițiști și pompieri. Operațiunea de salvare este încă în desfășurare, dar nicio persoană nu a fost dată dispărută în urma incidentului. A fost inițiată o anchetă care să stabilească de ce s-a prăbușit podul. Faimoasa statuie Mannequin Peace din Bruxelles a îmbrăcat straie noi. Cu ocazia unui festival LGBT, figurina a fost deghizată în stilul punk. Intenția creatorilor a fost de a-l prezenta pe Mannequin Peace ca pe un membru al comunității homosexuale. Autoritățile din Bruxelles obișnuiesc să omagieze figuri istorice faimoase, vedete ale muzicii pop, personalități sportive și tradiții sezoniere îmbrăcând statuia în costumații speciale. În Grand Place din Bruxelles există și un muzeu cu peste 500 de costume purtate de Mannequin Peace de-a lungul timpului. Primul care l-a îmbrăcat a fost regele Ludovic al XV-lea, care i-a făcut cadou statuii o uniformă franceză. Surpriză colosală pe scena Masked Singer România. Sub masca emoji-ului s-a ascuns în tot acest timp cântărețul Carlos Dreams. Deși îi leagă o prietenie de mulți ani, nici Ina nu a reușit să ghicească cine este sub această mască, așa cum artistul și-a ascuns foarte bine vocea. Detectivii au rămas cu gura căscată când au văzut că sub masca emoji-ului se ascundea nimeni altul decât solistul trupei Carlos Dreams. Artistul și-a schimbat timbrul vocii și a ascuns accentul moldovenesc, făcând misiunea imposibilă pentru detectivi. Băi, cum e vocea asta? Cum e acolo ea? Că nu e voce de fotbal. Eu, chiar dacă în sezonul trecut am fost detectoarea de accente din Republica Moldova, m-ai păcălit foarte tare. Pentru că te cunosc puișor. Solistul a primit complimente nu doar pentru talentul său de a cânta. Păi măcar știm de azi înainte, Carlos Dreams are fundul foarte sexy, iartă-mă, dar așa se vede de aici. Asemenea. Da, mulțumesc! Aseară, pe scena Masked Singer România, a mai urcat și pisica cu piesa Toxic de Britney Spears. Dar și oul dragon, șarpele, pinguinul, robotul, geisha și steaua. Joia viitoare, Mihaela Rădulescu, Ina, Horia Brenciu și Alex Bogdan vor căuta indicii, vor pune cap la cap informații și vor încerca să demaște cât mai multe vedete. Show-ul începe la ora 21:30 la Pro TV. Chiar dacă a fost demascat și a părăsit show-ul Masked Singer, solistul de la Carlos Dreams poate fi urmărit în continuare într-o altă producție de excepție, Superstar România. Pe scena de aici a urcat săptămâna trecută o mulțime de tineri pasionați de muzică și dornici de o carieră de succes, printre ei și câțiva moldoveni.
Toată țara este cu ochii pe cel mai urmărit show al momentului, Superstar România, și asta pentru că pe lângă concurenții spectaculoși, o apariție destul de acidă este Carlos Dins. Noi ne concentrăm prea tare, mă, n-ai treabă. A fost prost, pur și simplu. Lasă muzica pentru zilele de odihnă. Ok? Pentru tine ai venit, pentru tine șase pleci. Termină, să pierzi timpul oamenilor. În cea de-a doua ediție a show-ului, moldoveanca Adriana Onceanu a impresionat juriul atât prin vocea, cât și prin frumusețea sa. Tânăra s-a ales cu biletul auriu și a mers în etapa următoare. Din partea mea e un da. Mulțumesc frumos! 4 de da! Mulțumesc frumos! Un alt moldovean care a obținut biletul auriu după ce a interpretat o piesă la chitară este Cristian Lupașco. Te-aș fi iubit dacă ai fi vrut mai dragă să-i încosești, iar va din o gradă să-mi împrășești, e 2-3 hectare fiind. Vin din Sibiu, m-am născut în Chișinău. 3 de da, treci mai departe, bravo! Felicitări! Mai puțin norocoasă a fost moldoveanca Alina Mazilu, care a primit 4 de nu. Rău, iartă-mă, dar a fost rău de tot. Cred că de asta nu te susțin părinții, cred că de asta vor să te faci doctor. În această sâmbătă la Superstar România vom avea ocazia să urmărim prestația unui alt moldovean, Daniel Șveț. Pentru a afla dacă merge sau nu mai departe, nu ratați următoarele ediții ale show-ului Superstar România, vineri de la 21 și sâmbătă de la 20:30 la ProTV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Superstar România. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645, iar dacă aveți imagini, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079400508. O seară frumoasă și un weekend minunat!